Cu venituri mai mici decât încasările, golul din bugetul României se tot adâncește, iar datoriile cresc. Noua împărțire a banilor din buget prevede mai mulți bani pentru salarii și pensii. Însă unele ministere vor primi mult mai puțin decât au cerut. Guvernul speră ca la toamnă să refacă din nou calculele ca să găsească fonduri suficiente pentru facturile tot mai mari din energie. Ministrul Finanțelor a pus pe masa guvernului o nouă împărțire a banilor din buget, agreată de liderii coaliției de guvernare. O situație specială este la Ministerul Energiei, care a cerut o suplimentare de peste 30 de miliarde de lei pentru a acoperi întreaga schemă de plafonare a prețurilor în energie. Va încasa însă o sumă de 12 ori mai mică. Așadar, speranțele sunt îndreptate către rectificarea din toamnă. Până atunci, speră guvernul să adune mai mulți bani la buget. Deocamdată, Ministerul Finanțelor a calculat că va încasa din creșterea prețurilor din energie o sumă de 14 miliarde de lei. Așadar, jumătate din cât are nevoie pentru a acoperi schema de plafonare. Cei mai mulți bani la rectificare ar urma să-i primească fix cine împarte banii. Ministerul Finanțelor, peste 9 miliarde de lei. Ministerul Muncii va obține o suplimentare de peste 5 miliarde de lei pentru ajutoare și pensii, iar fondurile europene și sănătatea se vor mulțumi fiecare cu jumătate din această sumă. Cu bugete mai mici vor trebui să se descurce internele, cultura și cei de la STS. Asta pentru că, din calculele finanțelor, cheltuielile vor fi mai mari decât veniturile, cu 2,6 miliarde de lei față de estimările de la începutul anului. Pentru a acoperi acest deficit, statul se îndatorează din nou. Statul se împrumută mai scump în contextul în care dobânzile sunt mai mari, însă inflația foarte mare favorizează aceste împrumuturi. Asta înseamnă că inclusiv statul pune umărul la creșterea inflației. Statul s-a împrumutat cu 77 de miliarde de lei, dar până la finele anului va avea nevoie de dublul acestei sume. Datoria publică e deja la 50% din produsul intern brut, iar peste această limită, legislația prevede un program clar de reducere a datoriei și înghețarea salariilor publice. Premierul Nicolae Ciucă a cerut tuturor ministerelor să-și taie cheltuielile cu 10%. Cele mai multe au umblat la bunuri și servicii. Cele mai mari cheltuieli ale bugetului sunt pe partea de salariați în sectorul public și de pensii publice. Aceste două categorii de cheltuieli, practic cheltuieli sociale, ocupă cea mai mare parte a bugetului. Prin urmare, undeva 10% la cheltuielile de bunuri și servicii, impactul este redus. În tot acest timp, la Ministerul Muncii este scris un proiect de ordonanță, care prevede ca de luna aceasta toți bugetarii să primească o majorare, însemnând o pătrime din diferența între leafa de bază de anul acesta și cea din decembrie anul trecut. Ordonanța urmează să fie discutată în guvern.